Salut, Sorin aici. Ce este un VPN sau un Virtual Private Network? În traducere liberă ar veni rețea virtuală privată. O astfel de rețea are scopul de a interconecta unul sau mai multe calculatoare cu scopul de a comunica cât mai securizat și eficient prin internet. De obicei, astfel de conexiuni sunt criptate. Astfel, de exemplu, providerul tău de net poate vedea la ce VPN sau server te conectezi, poate vedea IP-urile, dar nu poate vedea efectiv datele ce sunt transmise, deoarece acestea sunt criptate. Un serviciu bun de VPN nu stochează date, deci nu face logging și oferă o criptare destul de puternică, de obicei asimetrică, pentru a-ți asigura necesarul de siguranță atunci când te conectezi la un server sau la un anumit website sau descarci ceva, indiferent de scopul tău pe internet. Astfel de servicii sunt probabil cele mai ok din punct de vedere al securității, deoarece ele chiar reușesc să-ți ofere un nivel sporit de securitate atunci când ai nevoie de el. Un astfel de serviciu ar fi TunnelBear. Am folosit serviciul lor și n-am de ce să mă plâng. Din experiența cu ei, ce pot să zic este că atunci când cauți un serviciu de VPN, ar trebui să ai grijă ca acesta să aibă suport și pentru smartphone-uri, o aplicație sau ceva, să fie ușor de pornit sau oprit și neapărat să ofere criptare și să nu facă data logging, adică să nu stocheze datele ce sunt transmise prin respectivul serviciu de la tine la serviciul lor. Astfel, poți garanta că ai o conexiune foarte securizată la internet și vei fi foarte greu de urmărit, atât tu cât și activitatea ta în mediul online. Dacă acest video te-a ajutat să afli care e faza cu VPN-ul, dă-ne un like, dă-ne un subscribe și lasă-ne un comentariu mai jos cu întrebările tale despre un VPN sau astfel de servicii sau ce astfel de teme vrei să abordăm și pe viitor. Salut!